Bună dimineața! Deci, mașina mea cam așa e în spate. Nu mai mă duc cu raftul de miere. O, mai tată, cu caturi după mine. M-am dus la stupi, am pus caturi. Pun diseară o filmare pe la ora 6. Deci, au umplut caturile alea mari, mă, de 1 pe 1. Toate ramele sunt pline. Am mai pus caturi de alea mici, de 1 pe 2. Unii le-au umplut, unii nu. Am luat de la aia pline, le-am mai dat la aia lanții. Nu mai are un să bage miere. Și când mă gândesc că mulți au plecat de la Salcămunul, m-a lăsat singur la pădure acolo. De ce ați plecat, mă, că ați pierdut mierea? Deci, astăzi, stai să vă arăt data. Că a zis că pun filmarea cu întârziere. Pun și eu cum pot, bă, tată, că n-am niciun contract cu nimeni. Nu mi-a plăcut mie să fiu angajat. Și acum mă luați voi la rost. Stai așa să vă arăt aici. Încă suntem 7, da? 7 mai. Deci marți astăzi, 7 mai. Eu sunt la Salcâm 1. Da, am fost și Salcâm 2. Da, Costine cu cântarul. Uite așa jonglez cântarele. Când colo, când, ca aia cu alba neagră. Așa mă bag cântarele. Aici are, aici nu are. Știi? Deci kilometrajul. Ia uitați-vă acolo. 14.700. Deci după la 13.000 am florit Salcâmul. Am făcut aproape 2000 de kilometri cu Salcâmul ăsta. Du-te la stup, du-te, caută locație, du-te în stânga, în dreapta. Deci avem aici iscoadă 1, iscoadă 2. E jale. Treaba e că merge. Calculați-le voi, uite, aici pe cântar 1 am un stup foarte slab, așa s-a nimerit, un stup slab. Asta a băgat. Socotiți-le voi că eu știu, e în jur de vreo 20 de kg. Cântarul 2, un stup bun, care, socotiți-le voi că e vreo peste 40 de kg. Deci uite, uitați-vă ce a băgat. De aici au plecat apicultori. Deci cât au fost apicultorii la pădure, a mers așa. Cel mai mult 5,5 kg, 2,5 kg, 3,5 kg. Joi seara au plecat apicultorii din pădure cu camioanele, cu tot. Au oprit poliția acolo, nu mai aveau loc în intersecție să iasă în grămădeală mare, să fugă toți la Salcâm 2, că am florit într-adevăr. Uite, am și scris aici, am florit Salcâm 2, da? Să-mi florească ăsta. Și au plecat apicultorii. După ce au plecat, următoarea zi, adică vineri, am avut 7 kg. Sâmbătă 4,8 kg, că a bătut vântul, am scris aici, a fost vânt puternic, știți, într-o zi. Bine, nu toată ziua, jumate de zi așa. Apoi, uite, soare, 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 da? Când a fost soare, 8,6 kg. Aici am luat catul, la mic, i-am pus altul gol, că nu mai avea loc miere. Și vedem ce va fi și astăzi. Și în funcție de când, da? Să mută Costin. N-am eu treabă că am florit Salcâm 2, să stea înflorit, să... Nu mă interesează la mine dacă bagă 8 kg, 6 kg, 5 kg. Eu aici stau, mă, la 1. Am vorbit cu un bătrân apicultor și mi-a zis: tătăiță, stai acolo. A băgat la cântar ceva? Păi bagă un 4 kg, că când era apicultorii acolo, zic, 3 kg, 4 kg. Stai acolo, stai acolo, nu pleca, că Salcâmul dă la coacere. V-am zis secretul. La coacere de bre? Gata, stau până la coacere, să coacă bine Salcâm acolo. Și așa că Costine la Salcâm 1, băi, întorceți-vă, mă, înapoi. Eu știu, la Salcâm 2 merge 2 kg, 3 kg, atât, maxim. La Salcâm 1 bagă 6 kg, 7 kg, altă treabă. Băi, îmi pare bine că merge treaba bine și că am făcut treaba aia cu puietul. Dar am ajutat familiile cu puiet căpăcit. Că dacă nu le ajutam... Băi, recunoașteți, mă, bă, recunoașteți și voi că nu anul ăsta rar care au avut stupii pregătiți pentru Salcâm. Din cauza că n-au fost familiile dezvoltate, a fost primăvara asta așa de vreme, Salcâmul a înflorit de vreme și din cauza asta n-am avut albină cu legătoare prea multă. Dar eu sunt mulțumit că am fost isteț și pe data de 2-3 aprilie, nu mai țin minte exact, am luat câte o ramă, câte două de puiet căpăcit cu albină cu tot și le-am dat la ăștia pe camion.
ca să mă ajute la cules, de-aia am făcut treaba asta. Că la urma urmei, hai să ne gândim așa. Mă, pentru ce ți-o stupește aia? Ca să produc miere cu ei. Sunt ani în care se dezvoltă foarte bine fără să-i ajuți. Că e polen din natură, că e nectar, că e cald, că se dezvoltă singur, da? Bun, dacă se dezvoltă singuri, n-ai nevoie să-i ajuți și treaba e bună. Dacă nu se dezvoltă din cauza că am florit mai devreme salcâmul, din cauza că a fost frig, din cauza că nu-i polen, din anumite motive, da? Sau că n-ai regine bune, sau știu eu ce. Ce e de făcut? Să stau așa, cu mâinile în sân? Zic, nu prea s-a dezvoltat. Lasă, să vedem ce-o fi. Nu ce-o fi, tată, îi ajut eu când nu pot ele, le mai ajut eu. Cu o ramă de puiet, bă, unești doi stup și faci din doi, faci unul. Dar aici e fiecare cum îl duce capul. Asta e. Dacă vrei să pleci cu șatra după tine, cu toți stupii și cu ăla în trei rame și în patru rame, hai să vezi că nu faci miere. Ce faci cu ăla? Îți dă două rame de miere. Ce-ți dă? Așa că nu-mi pare rău că am făcut chestia asta. Am pleznit salcâmul tare de tot. Stupii sunt plini, vedeți diseară o filmare, toate ramele sunt pline. Eu o să mă mut la salcâm 2 mâine, poi mâine. Și nu mai are un să bage miere, nu știu ce îi face. Mai pun rame, să văd ce mai am pe acasă, nu știu ce să mai fac. Stupii sunt plini. Și nu numai la mine, cred că și la alții. Dacă ați plecat de la salcâm 1, ați pierdut tăticule, v-ați dus la 2 chile și la mine bagă 6-7. Cam atât, sănătate și numai bine, vedeți diseară filmulețul la ora 6 sau ora 18 mai corect.